Bună ziua, mă numesc Dinu Emanuel, am 39 de ani, sunt din Călăraș, România. Am suferit de diabet, am căutat pe social media despre diabet și am dat de domnul Ensart uman. Înainte de operație, valorile glicemiei erau peste 200. Urmam tratament cu SIOFOR și ceva protectoare pentru stomac, fără niciun rezultat. Înainte de operație, aveam tot felul de probleme cu mâncărime, vedere, oboseam foarte, foarte repede. În fața calculatorului mai mult de o jumătate de oră, o oră, nu puteam sta. În urma discuției avute cu domnul Ensar, am hotărât să fac o vizită în Turcia. Am fost primit foarte bine. Cei de acolo, tot stafful medical, și-au dat tot interesul de a ne ajuta. M-au surprins analizele pe care le-am făcut acolo, în care la noi în România nu am făcut niciodată un asemenea tip de analize. Analize luate înainte de masă, după masă. Acest lucru m-a determinat să încerc această operație, cu toate că cei din România nu spuneau absolut nimic despre această operație. Din contră, spuneau că nu există așa ceva, dar această operație pentru mine este un real succes. Sunt operat de 5 luni de zile. În urma operației a trebuit să avem o anumită monitorizare a glicemiei. Monitorizarea a fost timp de o lună de zile în care valorile glicemiei erau normale, între 90 și 115, dimineața și seara, înainte de masă, după masă. Am stat în Turcia 9 zile. Operația în spital a durat 3 zile. O zi a fost pentru analize, 3 zile după operație. Restul de 5 zile le-am stat la hotel în Turcia, în Istanbul. Trebuie să știți că există această operație de diabet tip 2. Nu trebuie după operație să țineți un regim. Operația se face laparoscopic, recuperarea este foarte repede. Vă recomand cu încredere să apelați la echipa domnului Ensar Duman pentru această operație care pe mine m-a vindecat de diabet tip 2.